Primul tren venit special să-i adune pe muncitorii români care vor lucra în Austria a pornit aseară spre destinație din Timișoara. Peste hotare îi așteaptă 10.000 de vârstnici care au nevoie de îngrijire. Călătoria se face cu respectarea distanțării sociale și a măsurilor de protecție. Când vor ajunge în Viena, vor fi testați pentru noul coronavirus. În toată țara, în plină pandemie, zeci de români și-au luat rămas bun de la familii și au plecat la drum cu speranța că vor veni din străinătate cu bine. Este puțin trecut de ora 21. Cu 10 de români în vagoane, primul tren special destinat muncitorilor sezonieri pornește spre Austria. 74 de persoane din 18 județe vor călători timp de 10 ore până la Viena. Trenul va opri doar de 2 ori în vama de la Curtici, dar și la granița cu Austria. Oamenii poartă măști și mănuși pe durata călătoriei, iar în fiecare compartiment sunt doar 3 persoane. Au urcat pe un culoar special. Înainte de îmbarcare au trecut și testul temperaturii. Ți se pare ok că s-au luat astfel de măsură? S-au decis să mergeți cu venul? Da, mi se pare puțin prea mult, dar nu avem ce face. Ți-e frică? Nu, chiar deloc nu mi-e frică. Sunt puțin obosită, dar emoții și frică nu. Nu cază rău. Au luat drumul străinătății cu speranța că vor reveni acasă cu bine. Cei mai mulți dintre ei au mai lucrat în Austria, iar acum fac schimb de tură. Românii vor rămâne o zi la Viena, unde vor fi testați pentru coronavirus. După primirea rezultatelor, drumul lor va continua spre alte localități. De cât timp lucrați în Austria? De 7 ani. Așa ceva. Nu, sunt optimistă. Asta e o nevoie. Trebuie să merg, pentru că colega mea deja de 10 săptămâni acolo, nici ea nu mai poate. Și eu trebuie să stau 10 săptămâni. Cine vă plătește testul de coronavirus, cazarea? Familia. Familia și firma. Nu plătim nimic. În plină pandemie, austriecii au deschis granițele pentru muncitorii din estul Europei. 30.000 de vârstnici au nevoie de ajutor. Românii primesc 1.400 de euro pe lună. Câștigul material vine cu un cost uriaș. Tiunde a mai lucrat 2 ani în Austria ca îngrijitor pentru persoane în vârstă. Tânăra își vede părinții cel mai des în poze. Îmi pun în camera mea și mă uit la ele în fiecare zi. Putem să vorbim la telefon, dar pozele mă ajută ca să mă liniștesc. E greu, mai ales acum că 2 luni au fost acasă cu noi, mai mult de 2 luni, și ne-am obișnuit. De ce o să vă fie cel mai dor? De prezența ei. Peste câteva zile, un nou tren cu muncitori români va porni spre Austria, apoi aceste curse vor fi făcute regulat, câte una pe săptămână.